Peste 85.000 de oameni s-au distrat până în zori în prima seară celui mai așteptat festival de muzică electronică din țară, Untold. Parcul central din Cluj-Napoca s-a transformat în kilometrul zero al distracției. Pe scena principală au urcat Ina și Irina Rimes, iar spre dimineață atmosfera a fost întreținută de cunoscutul DJ Steve Aoki. Așa a început cea de-a șaptea ediție a festivalului Untold. Zeci de mii de oameni au cântat și au dansat pe melodiile Inei, artista care a deschis spectacolul. Odată cu lăsarea serii, pe scena principală au urcat rând pe rând mari nume ale industriei muzicale. Cei peste 85.000 de oameni prezenți au fost în delir. Pentru prima oară mă distrez la maxim, gen în fiecare an au fost așa, numai câte o seară distracție, dar de data asta cred că o să fie anul norocos cu toate seriile frumoase. Pe cine ai venit să vezi în special? Vini Vici, acum ai pe scenă. E foarte frumos, foarte multă lume, lumea e foarte dornică de să se simtă bine, să se petreacă. E foarte multă lume încă din prima seară, ceea ce este wow, clar lumea și-a dorit să revină la Untold. De departe, cel mai așteptat artist al festivalului a fost Steve Aoki. Muzica mixată la platane a electrizat mulțimea, la fel și momentul de final al show-ului. De surprize nu a avut parte doar publicul. Doi români au ajuns în backstage, unde au oferit un cadou inedit artistului. Hi Steve, hi! Hello! Yeah, I'd like to give you this one. Especially for you. Oh my God! Wow. It's a present for you. Wow, this is amazing. Thank you so much. Thank you for being this sharing. Wow. Thank you. You guys made this? Yes. Yeah. How do you make that? With a lot of patience. Yeah. Yeah, and dedication. God. Festivalul continuă și în această seară, când vor urca pe scenă, printre alții, Dimitri Vegas and Like Mike, G-Eazy și Don Diablo.